În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În mormânt viață pus ai fost, Hristoase. Iubiți credincioși, iată ne aflăm în seara de prohodire a Domnului, o seară deosebită dintr-o săptămână deosebită, o seară mare dintr-o săptămână mare, o seară în care noi astăzi am stat la căpătâiul Mântuitorului și preț de câteva zeci de minute ne-au trecut prin față toate gândurile. Printre aceste gânduri pe care le aveți fiecare dintre dumneavoastră, cred că oricine ar fi putut să spună unele mai frumoase decât că mi-a îndrădicit Dumnezeu să vi le spun în seara aceasta. M-am gândit la ce înseamnă moarte și ce înseamnă acest simbol al vieții pe care Mântuitorul îl poartă astăzi dintr-o parte într-alta. Și totul a început în mintea mea gândindu-mă că omul nu poate să priceapă moartea de vreme ce nu pricepe viața. De vreme ce nu ne putem împăca cu noi înșine, nu putem să o facem cu ceilalți din jurul nostru. De vreme ce nu ne putem iubi pe noi înșine, cum să putem să iubim pe ceilalți? De vreme ce noi ne urâm pe noi sau ne autoflagelăm într-un fel sau într-altul, bineînțeles că nu e nevoie de bici ca să faci acest lucru, cum putem să iubim și să îmbrățișăm pe ceilalți? Omul însă are o scăpare de la Dumnezeu pentru că în el vrea lucruri la schimb. Și m-am gândit la fetele mele care atunci când erau mici aveau anumite înfățișări, aveau anumite nevoi și se mulțumeau cu anumite lucruri. Crescând, s-au schimbat și înfățișarea, s-a schimbat și nevoia fiecăreia și s-a schimbat și prioritatea fiecăreia. Și m-am gândit unde mai sunt fetele mele acelea mici și unde vor fi fetele pe care eu acum nu le cunosc după 10, 20, 30 de ani. Și atunci mi-am dat seama că viața până la urmă trece neapărat printr-o moarte, dar în sensul cel mai profund al cuvântului. O să zic că fetele mele, cele mici pe care le știam, nu mai sunt, dar am altele în schimb. Nu o să mai fie nici acestea pe care le am și voi avea altele în schimb. Acesta este sensul învierii Mântuitorului. Mântuitorul a înviat pe Lazar, a înviat pe fiica lui Iair, a înviat pe fiul văduvei din Nain și mai mult, odată cu învierea sa, au înviat toți morții care erau atunci în cetate, pentru că ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, încă la anul 100 când scria Evanghelia sa, se mai cunosc încă cei care au ieșit în Sfânta Cetate după învierea Mântuitorului și ei fuseseră morți. Ce s-a întâmplat cu aceștia? Au înviat de tot? Nu! Ca să înțeleg eu mai bine lucrul acesta, e ca și când pentru vreo zi, două, trei, mi-ar trimite mie în bătătură pe fetele mele de acum 20 de ani. Dar după care ele ar reveni la ele. Bine că minune este mai mare, poate mi îngăduiește Dumnezeu peste câțiva ani de zile să am nepoți care să semene și că să o iau de la capăt. Și iată că au înviat și iată că merge mai departe. Înseamnă că sensul învierii nu este unul așa pe care noi să îl avem tânguindu-ne, ci învierea este exact ca suferința. Suferința, în primul rând, este măsură a dragostei. Când simțim că iubim pe cineva? Când suferim pentru el. Dacă cineva de lângă noi nu ne dă a suferi pentru el, înseamnă că ne este indiferent. Dacă ne este indiferent, înseamnă că nu-l iubim. A să zic că, în primul rând, suferința este măsura dragostei. Și cu cât suferim mai mult, cu cât ne e dor de cineva mai mult, cu atât înseamnă că îl iubim. Acum să întoarcem lucrurile.
De ce ne dă Dumnezeu suferință? Tocmai pentru a ne trezi. V-am mai spus și altă dată ce frumos spunea fratele nostru Gavril Iiceanu. Apoi, tată, atunci când te doare inima, inima devine vedetă. Tot organismul tău e numai din inimă. Pe mine mă doare inima. Toată lumea se dă la o parte. Toate neamurile, nu-l supărați că e cu inima. Și atunci, gata, toate se așează conform planului. Ăsta e cu inima. Dacă te doare ficatul, dați-vă la o parte, vedeți, lui ăsta numai fiertur, numai cutare, știi? Adică buruieni una alta, devine organul cel mai iubit. Culmea! Cel mai... organul care ne trezește noaptea, care nu ne lasă în pace, care ne duce până în spitale, care ne desparte de cei iubiți ai noștri, devine vedetă. Și noi ce facem cu vedeta? O iubim, devenim fan, facem fan cluburi, ne uităm pe internet fiecare seară, nu mai uităm la alte năzbâtii, ne uităm la inimă să vedem, sau la ficat, cum am spus, sau la pancreas, la toate. Deja începem să suferim cum? Într-un mod plăcut. De unde ne voietam noi că n-avem timp ca să facem una sau alta, facem ce facem, deschidem internetul, deschidem o carte, deschidem o agendă medicală după în anii 70 să vedem cum se trata atunci organul pentru care suferim. De ce? Pentru că îl iubim. Și dacă îl iubim, e bine. Dumnezeu, atunci când ne rătăcim, ne trimite câte o suferință de aceasta ca să ne arate că trebuie să ne iubim. V-am mai spus și altă dată, este vorba de metrul etalon care trebuie să fie așezat la dimensiunile cuvenite. Pentru că dacă eu zic, da mă, dar îl iubesc pe ăsta, da, îl iubești cât? Păi cât mă iubesc pe tine? Băi, pe tine nu te iubești mult, mă, înseamnă că și pe ăsta vai de capul tău. Pățim iar când mai întrebă cât un marinar, bă, cât, ce distanță e până în portul cutare? 18 mile. E, mulțumesc, mila ta, zi și mie, 1800, să am și eu un cap, e altă unitate de măsură. Mai țineți minte ce v-am spus, ce am pățit când am venit de la Dubai cu materiale pentru reverendă. Eu să-mi fac 3 reverende. Și de-abia, dacă mi-au ajuns de 2, pentru că acolo aveau alte dimensiuni. În primul rând să măsura în inci, care înseamnă 90 de centimetri, nu era metru. În al doilea rând, dublu lat însemna 1,10 m în loc de 1,60. Trebuie să știm despre ce unități de măsură vorbim, pentru că altfel nu știm cu ce și despre ce vorbim. Și pentru că în seara aceasta am fost răpit așa, cu gândul de colo-colo, parcă l-am văzut pe părintele Arsenie când se uita la mine din tinerețea lui de 24 de ani, când spunea, tată, aveam de toate. Aveam mașină Ford, 144, matriculat pe țară. Nu-mi lipsea nimic. Primar de comună. Acum nu primar de ăștia de le e frică de alte, primar de comună. Și zice, nu-mi lipsea nimic. Și eram cu mașina mea în munți și mă opresc eu într-o parcare toți șoferii și mă uit eu așa în jur și zic, bă, tată, ce frumos e aici. Da pe acolo, pe sus, cum o fi, mă. Din acel moment i-a răsărit în minte gândul călugăriei pe care nu l-a mai lăsat niciodată. Trebuie să se întâmple un declic în noi. Acum, nu credeți că vă spun ca să o luăm pe câmpie fiecare într-o parte, nu, ci în mintea noastră să ne bucurăm de ceea ce avem. În seara aceasta am învățat că Hristos nu ne-a înviat numai așa ca să trăim încă puțin, ci ne-a înviat și ne înviază ca să trăim de tot. Știți ce înseamnă să trăim de tot? Ca și când am vedea pe copilul nostru că trăiește de tot lângă noi și n-am putea, acum cât am vrea noi să trăim fizic vorbind, copilul are o vârstă și noi avem altă vârstă și o diferență pe care nu o putem niciodată stabili așa cum se cuvine. Dar importantă este perspectiva în care se face învierea. V-am spus și zilele trecute și vreau numai puțin să punctez. De când am început postul cel puțin, toate zilele noastre au început să vină unele peste altele. Toate slujbele noastre, de exemplu acum noi am făcut slujba de mâine dimineață. Azi de dimineață am făcut slujba din seara aceasta.
pentru ca să mergem pe cum a creat Dumnezeu. Și a fost seară și a fost dimineață. Și spuneam și altă dată, această zi începută de cu seara nu face altceva decât să desființeze mâinele. Să desființeze ziua de mâine, pentru că ziua de mâine e dușmanul nostru. Întotdeauna spunem, dacă avem câte ceva de făcut, las să fac mâine. Fraților, acum dacă vă întreabă cineva când o să faceți cu tare lucruri pe care trebuia să-l faceți, nu mai există mâine, azi e mâine. Slujba din seara aceasta e slujba de dimineață și atunci azi e mâine. Ce mai facem? De asta ne arată Mântuitorul că s-a desfințat ziua de mâine. Toate slujbele din săptămâna aceasta, vedeți, după Duminica Floriilor, în seara Duminicii Floriilor, noi am făcut slujba de luni dimineață. Gata, s-a terminat cu luni. Dacă spunea cineva, știi că eu săptămâna asta o să vă vopsesc ouă, nu știu când, o să, da, dar când? Păi marți, păi stai așa că marți, când marți? Pentru că marți de fapt e miercuri. Păi m-am dus eu la biserică și am văzut că e slujba care se face marți seara și slujba de miercuri dimineață de la utrenie. Va să zică, nu trebuie să ne mai plănuim lucruri pe care trebuie să le facem de mâine încolo. Trebuie să le facem astăzi. Facem puțin, e bine că am făcut puțin. Dar să știm că prohodul din seara aceasta ne arată că se încheie o săptămână și ziua de mâine, de fapt, începe să dea spre înviere. Deja nu mai avem timp de ale noastre, pentru că timpul nostru este acum. Ce putem să mai facem în seara aceasta înseamnă că am făcut mâine. Iubiți credincioși, vreau să mergem spre casele noastre cu bucuria că am înțeles că Hristos ne vrea vii pentru totdeauna. Nu ne vrea vii așa cum a înviat pe Lazar și după aia a mai murit Lazar încă o dată și ne așteaptă și pe noi ca să le galăm, ca să zicem așa, când vom învia cu toții să fim cu toții la un loc. Hristos vrea ca și copiii noștri să fie vii și copiii momentului nostru. Dacă nu ne vom bucura de ei acum, așa cum arată și așa cum sunt, și vom amâna, lasă că o să le văd la casele lor, o să-mi văd nepoții și așa mai departe, nu facem decât să amânăm. Când să te bucurăm? Mâine, n-auzi că nu e mâine. Dacă nu mai este mâine, acum poate îmi dă Dumnezeu să-mi văd nepoții mai curând decât cred. Și o să vă povestesc, pentru că e lucru mare să vedeți atunci un bunic. Ați văzut voi aseară unul neputincios care se apropie de 50 de ani cu ochelari? Știți ce evanghelie cu litere mare am avut aseară? Cele mai mari litere, pentru că după o anumită vârstă vine ochelarul, o mărește, dar și aici e vorba de o mare smerenie, că mulți zic, ei, lasă că mai văd așa pătrile, dar de ce să mă încurc? Noroc cu soția care nu m-a lăsat. Lasă, tată, ia-ți, ăștia că o să facă litere mai mari și mai luminoase. Ei, de-abia aștept acum să vă povestesc, nu cum v-am povestit acum din spatele ochelarilor, ce frumos să vedeți, dar problema este următoarea, că nu puteam să mă uit la dumneavoastră cu ei, decât pe subie, așa, pentru că nu erau decât ochelari de moș, adică erau de aia de citit. Dacă se simte cineva lezat, să-mi spună direct, nu să mă dea judecată. Acest cuvânt moș, să știți că mi-l aduc aminte tot la părintele Arsenie, ce, tată, ce m-aș bucura să-mi ziceți mie moșule. Moș înseamnă așa multe lucruri frumoase. M-a întrebat cineva dacă nu cumva am albit prea devreme. Zic, frate, eu la 30 de ani eram preot aici și aveam părul aproape numai negru. Și m-am rugat la Dumnezeu și am zis, Doamne, dar vine lume mai în vârstă ca mine. Vine, cum să le dau eu un puștan, să le dau canoane sau să le dau câte un sfat? Zic, aranjează și mie puțin, dar vezi acum, nu mai pot să-i zic lui Dumnezeu, că mie nu știu cum să-i zic să-mi-l dea înapoi. Asta este. O luăm așa cum a venit. Va să zic că de-abia aștept să vă povestesc din calitate de bunic că mi-o dat Dumnezeu, dacă mi-o dat Dumnezeu și cred că îmi dă, să vă povestesc cum e, exact cum am povestit acum, cum se vede lumea din spatele ochelarilor. Se văd numai literele, să știți, pentru că dacă vrei să te uiți în altă parte, să-i dai la o parte de la ochi sau să te uiți așa pe sub ei și peste ei. Să vă dea Dumnezeu ca în seara aceasta să primiți bucuria pe care Hristos ne-o arată, că viața trebuie să fie privită nu pe segmente, ci pe de-a-ntregul. Când ai copil, să te bucuri de el și când e mic și când e mare. Și când te supără și când nu te supără. Și când se împacă cu tine și când nu se împacă cu tine, tot timpul. Pentru că acel copil cu care vorbește astăzi, mâine nu mai este. Este altul și să nu ne pară rău că nu l-am iubit atunci când era așa cum era.
Să vă dea Dumnezeu putere multă și Hristos, chiar dacă acum este în mormânt, este cu grija tot la noi. Pentru că în fiecare slujbă lucrurile se întâmplă deodată. Avem un tropar cu care încurajăm Sfânta Masă. În mormânt cu trupul, în ialt cu sufletul, în rai cu tâlharul și pe scaun cu Tatăl și cu Duhul Acus Hristoase Dumnezeu nostru, pe toate umplându-le cel ce ești necuprins. Înseamnă că și cel din mormânt astăzi este cu noi și va fi până la sfârșitul veacurilor, când vom afla ce frumos este după înviere. Așa să ne ajute.